Sunt situații în care un compromis este binevenit. Atunci când americanii și rușii discută despre reducerea armamentului nuclear, se face un compromis. Mai renunț eu, mai renunț tu, și în cele din urmă suntem ambii nemulțumiți, dar am ajuns la un compromis ca să ținem un anumit echilibru geostrategic. În relațiile interumane, de nenumărate ori este important să apelăm la compromis. Pentru că dacă suntem persoane radicale, cel puțin atunci când este vorba de conflict, s-ar putea să distrugem mai mult și un compromis, mai ales în familie, poate să aducă sănătate relațională. În schimb, în titlul pe care dumneavoastră l-ați dat aceste emisiuni, folosirea cuvântului compromis nu prea are de-a face cu nuanțele pe care eu le-am subliniat, ci e mai, de par mai degrabă opusul integrității, cel puțin așa citesc eu în titlul acesta. Ceea ce mă face pe mine să cred că dacă Dumnezeu are niște standarde, deci, spre exemplu, spune să nu furte, da, Asta e standardul lui Dumnezeu nu negociează negociază cu omul în niciun context. Orice compromis vis-a-vis -vis de furt este de fapt un păcat, este o lipsă de integritate, este o neascultare de o poruncă a lui Dumnezeu. Și am putea extinde lucrul ăsta la toate poruncile lui Dumnezeu, la decalogul pe care el uh, ni l-a dat. Da, pot să fac compromis doar atunci când nu este afectat, afectată legea lui Dumnezeu sau aplicabilitatea legii lui Dumnezeu. Dar în momentul în care l-aș dez, dezonora pe Dumnezeu prin compromisul pe care îl fac, Biblia mă cheamă să rămân statornic. Valorilor pe care mi le-am încredințat. Aș vrea să vă dau un exemplu din biserica noastră. Cu câțiva ani în urmă, o familie din biserica noastră se califica pentru a obține apartament prin programul acesta ANLE. S-au construit câteva blocuri în galați, oamenii erau pe lista de așteptare și cineva destul de influent le-a dat un sfat. Ați putea avansa pe listă dacă ați aduce de la medicul vostru o hârtie pe care au dus-o de fapt și alți părinți, precum că copiii voștri suferă de o boală. Deci lucrul ăsta vă dă un punctaj foarte mare și urcați rapid. Îmi amintesc momentul în care acești părinți au venit să discute cu mine. Trebuie să menționez că ei au avut un apartament pe care l-au vândut și dacă vă amintiți momentul FNI, așa îi spune, îl încurc mereu cu femei, FNI, da? când vântul îți ia bani, știi, îți bate vântul și îți ia banii, da? Oamenii ăștia au pierdut toți banii de la apartament. N-au niciun apartament, este o șansă de a-l obține. Ce facem? Poate o Medicul? O de o majoră de la Dumnezeu. Cumva poate fi citată și în cheia asta situația la care fac referire. Ce fac? Ua, wow, a fost un moment delicat, dar n-am putut decât să-i încurajez să fie integri. Oamenii au reflectat, s-au rugat și au decis că nu fac acest compromis. Vorbind despre compromis. Nu-l vor face. Câteva luni mai târziu se declanșează o anchetă în primăria din Galați, din care rezultă că toate documentele aduse de ceilalți părinți sunt false, toți sunt descalificați, iar ei ajung și obțin apartament. E ceva frumos să te uiți la modul în care Dumnezeu binecuvântează pe cel cu inima curată, pe cel integru, ca să facem referire la versetul menționat puțin mai devreme. Și aș putea să dau multe alte exemple de oameni care au fost integri și care Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a onorat. Nu întotdeauna este ușor. Presiunile pot fi foarte mari. E important să rămânem ancorați în scriptură dependenți de Dumnezeu și El ne va da resursele necesare pentru a putea rămâne credincioși valorilor încredințate de El.